Aquatim anunță lucrări în Timișoara și în localitatea Begheiu Mic. Joi 17 octombrie, între orele 8-16, presiunea va fi redusă în localitatea Begheiu Mic pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție și a bazinului de înmagazinare. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. De asemenea, tot joi 17 octombrie, între orele 8-18, la intersecția străzii Munteniei cu Alea Viilor, se va executa o conectare de conducte. Pe durata lucrărilor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Bucovinei, Munteniei, Cernăuți și Alea Viilor, transmit reprezentanții Aquatim.